Bună tuturor! Bine v-am regăsit! Ce mai faceți? Sper că sunteți cu toții bine acolo unde vă aflați în acest moment. Eu sunt Rina Devi și vă salut din România. Vă trimit îmbrățișarea mea plină de căldură, de lumină, de iubire și vă doresc tot ce e mai bun și mai curat pentru voi, toate dorințele voastre să vi se îndeplinească. Dragii mei, am revenit cu o nouă lectură valabilă din momentul când vizionez acest video. O lectură cu cărțile de tarot, așa cum v-am obișnuit, și mesaje de la îngerii protectori, da? De la îngerii voștri protectori. Dragii mei, vreau să vă reamintesc că aceste lecturi din canalul Raze Divine sunt analize generale, pot rezona sau nu cu voi. Voi luați doar ceea ce simțiți că vi se potrivește. De multe ori, aparent, cărțile pot să sugereze lucruri contradictorii. Nu este deloc așa, deoarece efectele lecturii constituie o sumă a tendințelor medii. Te rog, dragul meu, draga mea, să urmărești videoclipul. Ascultă-l de la început până la final. Dă-mi, te rog, părerea ta sinceră într-un comentariu ca să mă bucur și eu. Începem lectura cu un mesaj al îngerilor. Să vedem mesajul divinității pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendent în vărsător. Să vedem care este mesajul îngerilor pentru vărsători, care este energia acestei lecturi pentru vărsător. Ia să vedem. Voi lua de aici. Mesajul îngerilor pentru vărsători vine de la îngerul Astara. Meriți ce este mai bun. Caută să ajungi până la stele cu visele și dorințele tale și să nu faci compromisuri. Foarte frumos mesaj al îngerului Astara. Dragii mei, voi meritați ce este mai bun. Sunteți oameni buni, sunteți oameni cu calități bune. Dacă aveți proiecte, dacă aveți dorințe, totul se va realiza, mergeți înainte și visele și dorințele voastre se vor îndeplini. Căutați să ajungeți până la stele, așa cum spune îngerul Astara în mesajul din acest card, da? Deci mergeți înainte cu tot ce v-ați propus voi și veți avea izbândă. Da? Mergem și noi înainte cu mesajele tarotului pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendent în vărsător. Să vedem care sunt mesajele pentru voi vărsători care priviți și ascultați acest video, această lectură. Chiar în acest moment, pentru vărsători, pe toate planurile. Patru de bastoane vă spune despre dragoste. Este important să vă asumați acel nivel de angajament pozitiv pe care trebuie să-l faceți la nivel de dragoste. Dacă abia începe o relație de cuplu, drag vărsător, este momentul să învingi frica, să te afișezi, să arăți lumii fericirea ta.
Ieși, mergi mai departe cu relația ta, nu te mai ascunde de nimic și de nimeni. Vei fi în acel proces de conectare totală cu relația ta, cu partenerul tău și cu tot ce e în jurul tău. Deci vin lucruri bune, drag vărsător, foarte, foarte bune, cu multă stabilitate pentru tine, dragul meu, draga mea. Următorul card, regele bastoanelor, vorbește de muncă în cazul tău, sugerează că lucrurile vor merge bine pe planul muncii. Ar trebui să fii motivat, energic și bine orientat spre acțiune. De asemenea, ai dobândit înțelepciunea de a ști că trebuie să te gândești bine la lucruri înainte de a acționa și să știi când să te aștepți mai puțin. Ai experiență, încrederea și abilitățile de conducere de care ai nevoie. Este posibil să fiți unii dintre voi un mentor, un șef sau un lider. Dacă te gândești să-ți începi propria afacere, acest card este un foarte bun augur. Îți spune că ai capacitatea de a face un mare succes. De asemenea, poate indica faptul că un bărbat matur din viața ta, care are unele dintre calitățile regelui baghetelor sau bastoanelor, tot aia este, vă va ajuta să avansați în carieră sau în afacere. Nebunul din Arcana Majoră indică faptul că ești la începutul unei noi călătorii spirituale care te duce la lucruri mărețe. Vei fi dornic să încerci multe abordări diferite chiar. Permite-ți să faci acest lucru. S-ar putea ca alții să nu înțeleagă călătoria în care ești, dar tu trebuie să faci ceea ce este potrivit pentru tine. Dă-mi voie să-ți spun, da, te vei descurca super, super bine în călătoria asta. Toate riscurile, toate salturile care le faci, o nouă provocare pentru ca totul să meargă bine, eu îți recomand să aprinzi o lumânare de culoare albastră, astfel încât să ai acea putere, acea voință și acel caracter să faci ceea ce vrei să faci. 8 de cupe arată un drum, o călătorie planificată și foarte importantă. Poate această călătorie se ramifică în două călătorii. Deci, o singură călătorie poate deveni două și te vei simți super bine. Va fi grozav, să știi. Deci, planurile tale pe care vrei să le faci, respectă-le. În ceea ce privesc călătoriile, totul îți va ieși foarte bine. Așa că, drag vărsător, continuă să-ți pregătești valizele, pentru că vei pleca în această călătorie unde te vei simți foarte, foarte, foarte bine. Recomandarea mea, aprinde o lumânare albă, una roșie, în același timp, cerând divinității să-ți protejeze călătoriile tale și să-ți iasă totul foarte, foarte bine. Justiția reprezintă pentru tine triumful legal, triumful cu acte, cu contracte, cu comisioane importante. Deci tot ce are de-a face cu contracte, acte, proceduri, justiția va fi de partea ta, drag vărsător. Dacă ai un proces în curs, o decizie de pensie în așteptare, ceva care reprezintă un beneficiu pentru tine, un beneficiu legal, un beneficiu material, cu siguranță îl vei avea. O să fii bine, vărsătorule, totul va fi favorabil pentru tine. Recomandarea mea pentru tine, ia 7 lumânări cu culori diferite. Aprinde-le toate odată, invocă prezența pozitivă a celor 7 arhangheli pentru a te ajuta cu acest proces legal, să se termine bine, consolidat și cât mai rapid posibil. Cavalerul monedelor vorbește asupra factorului economic. Vine o etapă de multă recuperare, recuperarea de a obține cel mai bun loc de muncă.
Această recuperare este că primiți bani și vă permite să vă stabiliți și să rezolvați anumite lucruri. Asta are de-a face și cu situații de afaceri și antreprenoriat. Vei face multe lucruri și vor ieși mult mai bine. Apoi urmează o fază de salturi și decizii inteligente. Acest lucru îți va permite îmbunătățiri economice, drag vărsător. Acest cavaler este un semn bun care indică profituri, construirea securității financiare pentru viitor și muncă pentru a vă atinge obiectivele financiare pe termen lung. Am ajuns la final de lectură pentru vărsător. Să vedem ce mesaj încheie lectura vărsătorilor de astăzi. Să vedem ce mesaj rezonează cu tine, drag vărsător. Acum la încheiere de lectură. Să vedem. 2 de spade. Te afli la o răscruce de drumuri și nici unul dintre ele nu ți se par tentante sau nici unul dintre ele nu ți se par foarte grave. Drag vărsător, vei fi în imposibilitatea de a lua o decizie. Vei fi în acea situație în care mental te gândești la o anumită soluție, iar pe de cealaltă parte revii cu o idee care o contrabalansează pe cealaltă sau care o anulează complet. Vei avea un blocaj mental, stagnare, imposibilitatea de a merge înainte, dar totul este trecător, dragul meu, draga mea, vărsător. Am ajuns la final, da? Vă îmbrățișez cu mare drag, vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru like-uri, pentru abonare, pentru comentariile voastre, pentru energia voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă aibă în paza sa cerească. Noi ne reauzim într-o nouă lectură cât mai curând posibil. La revedere!